Michael Jordan zicea odată, talentele, vedetele pot câștiga meciuri, echipele câștigă campionate. Așa este și la CTP. Au un lider bun, dar nu el face diferența, echipa face diferența. Cu oamenii aceștia care la 6, la 4:30 dimineața pornesc în fiecare dimineață pe toate rutele orașului să ducă oamenii în toate colțurile urbei noastre și nu numai, poate și ale județului, și să asigur funcționalitatea unui asemenea serviciu, când nu e ușor, sunt treburi foarte grele de rezolvat, dar funcționează și este campioana transportului public din România. Asta o spun românii raportându-se la transportul public de la Cluj și la performanța acestei companii în privința evoluției ei. Doi, procedura de selecție este una independentă de primar. Știți foarte bine acest lucru, sau de Consiliul Local. Consiliul Local doar validează ceea ce propun specialiștii. Dacă în urma validării de către specialiști a unui Consiliu de Administrație selectat pe baza procedurilor legale, avem de comentat, evident, putem să comentăm, că asta e democrația. Dar nimeni nu poate nega faptul că această companie are performanță. Domnul Neag, în calitate de lider al acestei echipe, are performanță. Când nu va avea performanță, va fi primul care va pleca de acolo. Dar cât timp are performanță, această companie, inclusiv a domniei sale, eu personal n-am ce să-i reproșez. Bun, lucruri mărunte pot să-i reproșez, că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. Dar ca performanță a companiei de transport public, repet, nu pot. Pot să vă respect punctul de vedere, n-am nicio problemă cu asta, dar nu înseamnă că sunt de acord cu el.